venit aici în studioul Radio Links ca să vă anunțăm, bineînțeles, că avem deja aproape lansată o nouă ediție Superblog. Mai precis, cea de-a 12-a. Da, știu, sună incredibil, dar este adevărat, am ajuns cu sprijinul vostru la a 12-a ediție. Cu sprijinul vostru al bloggerilor care ne-ați fost alături atâta timp și în același timp și cu sprijinul sponsorilor care au adus întotdeauna atât probe atractive cât și premii foarte, foarte interesante. Sau invers, cum vreți. Ziceam că avem o ediție aproape lansată pentru că, după cum știți, poate, din anii trecuți, obișnuiam ca la 1 martie să dăm drumul simultan atât înscrierilor cât și primei probe din cadrul competiției. Anul acesta v-am făcut așa o mică surpriză, o ghidușie, și am lansat înscrierile mai devreme pentru că deja am observat că superbloggerii erau pregătiți. Își ascuțiseră condeele și se aliniaseră deja la start, foarte pregătiți. Au început să facă și atmosferă online, că iată, începe Spring Superblog 2016 și atunci, de dragobete, am deschis înscrierile. Până acum sunt aliniați la startul competiției în jur de 100 de bloggeri, da, încă mai avem de actualizat pe site pentru că în weekend a venit o avalanșă de înscrieri și avem de recuperat, dar se rezolvă foarte, foarte repede, vă promit. Iar mâine vom lansa și prima probă a competiției, adică prima provocare, cărea voi trebuie, dacă vreți, să-i dați curs pe blogul vostru și să ne arătați cât de inspirați vă simțiți primăvara aceasta. Ne așteaptă, bineînțeles, o nouă ediție cu probe foarte inspirate, zicem noi. O altă premieră în ediția aceasta este și faptul că am prelungit un pic competiția. Nu ne așteptam nici noi, dar au venit mai multe solicitări din partea sponsorilor. Așa că a crescut numărul de probe, implicit și numărul de premii și nu vom mai termina la sfârșitul lui martie așa cum erați obișnuiți. Intrăm un pic așa în luna aprilie și fix pe 11 aprilie o să bată gongul de final. Ca să putem apoi, bineînțeles, să afișăm clasamentul final, să felicităm câștigătorii și, bineînțeles, să ne cunoaștem la gala Spring Superblog 2016, unde deja se știe, se lasă cu o mare, mare distracție, vin bloggeri din toată țara, se cunosc, se felicită și offline și este un bun prilej pentru toată lumea de socializare și de făcut noi prieteni, evident. Acestea fiind spuse, vă anunț că în această seară, în prima ediție, v-am rezervat două interviuri telefonice cu cei doi câștigători din edițiile Superblog de anul trecut. Mai exact, câștigătorul locului întâi în Spring Superblog 2015, Daniel Botea, și Cornelia Crina Popa, care a câștigat locul întâi în ediția anterioară, cea de toamnă. Așa că vă invit să ne rămâneți alături, să-i cunoaștem împreună mai bine și să aflați ce sfaturi vă dau ei, mai ales celor aflați la prima participare, pentru competiția care va începe mâine. Rămâneți aproape! Da. Loredana, ești la butoane și eu mă gândeam, așa, este seara câștigătorilor, cine știe, poate să ia și suntem cu toții câștigători. Sigur, da, poate e molipsitor, cine știe, de altfel am remarcat așa și mulți cunosc deja lucrul acesta, atât Daniel cât și Crina sunt un pic supărați, fiindcă nu mai participă, dar ne bucurăm că îi avem în continuare aproape în calitate de parteneri și sunt sigură că, mai ales bobocii, între ghilimele, bobocii de primăvară, au ce să învețe de la ei. Bun, deci urmează să-i auzim în câteva secunde. Rămâneți conectați aici pe radiolinks.ro. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună.
Când vrei să schimbi ceva din temelie, începi de la o foaie de hârtie și un creion cu care, cu ardoare, așterni un mare semn de întrebare. Ce nu e bine, ce nu merge, ce se strică? E importantă întrebarea cât de mică. Și pentru că problema în loc te ține, mai faci un pas și scrii cum ar fi bine și pentru cei din jur și pentru cei ca tine. Iar dacă vrei să ai deplin succes, vezi cine are același interes. Investitori sau oamenii din stații, mămici sau pensionari, organizații. Când i-ai găsit pe cei interesați, te preocupi să fie informați. Le spui ce vrei să faci. Nu e un secret. Împarți pliante, scrii pe internet, cer sprijin, cer opinii, cer idei și spargi bariera între tu și ei. Cum să faci treaba, afli mai ușor dacă primești un pic de ajutor. Și pentru ca să fie treaba cât mai bună, spui tuturor și altora să spună. Apoi, mai faci un pas folositor. Devii la rândul tău ascultător. Când oamenii îți vorbesc, notează tot. Cu ce rămâneți, stabiliți prin vot. Iar dacă lucrul nu-i făcut în pripă, de la un grup veți deveni echipă. Dacă îți atrage atenția poezia, află mai mult pe site-ul ProDemocrația. Și am revenit așa cum vă anunțam, avem acum în legătură directă prin telefon pe Cornelia Crina Popa, autoarea blogului nimicurifantezii.blogspot.ro și în același timp câștigătoarea locului întâi în ediția Superblog 2015. Bună seara, Crina, ne auzi? Bună seara, sigur, vă auzi. Bine te-am regăsit, ne reauzim după o pauză nu foarte lungă, de câteva luni. Care s-au scurs aproape imediat. Exact, da, au trecut imediat. Crina, noi am mai tras cu ochiul pe blogul tău și după ce s-a încheiat competiția, așa, din obișnuință. Și de curând citeam cu părere de rău că nu prea îți place rolul ăsta de pe margine, așa. Chiar ne-am simțit foarte, foarte triști când am citit că este o citez o cruzime din partea organizatorilor că odată cu locul întâi, practic vine, să zicem, excluderea din competiție și, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, este o mare pierdere. În același timp, noi privim pe câștigătorii locurilor întâi drept mentori pentru noii participanți și ne bucurăm că, deși poate nu vă dați seama, simplu fapt că ne rămâneți alături, cred că reprezintă un bun model pentru ei și au ce să învețe. Da, nu, ca să răspund unei întrebări poate nerostite, nu este nicăieri menționată această interdicție. E pur și simplu o tradiție a competiției, ca să zicem așa, care a continuat de la o ediție la alta. Dar te-aș ruga să ne spui cum este această primă participare ca partener, adică de, cumva de pe tușă. Cum să spun, te-ai dat seama, eu am o fire mai glumeasă, așa. Știm, sigur. Și aia cu dat-o am fost așa mai... Dar, în realitate, îmi place, într-adevăr, foarte mult și rolul de partener. Știu că nu este menționat nicăieri chestia cu imposibilitatea de a mai participa în continuare, dar... cum să spun, fiecare câștigător până la urmă trebuie să simtă singur chestia asta, că trebuie să plece ca să facă loc celor care vin din urmă. Da? Este exact cum și tu la pensie până la urmă. Trebuie să fie și cei care vor să câștige în continuare. Da, sună foarte tragic. Mult mai ceea ce noi n-am intenționat niciun moment. Dar îmi place rolul de partener. Asta e clar. Am și spus că voi încerca să scriu câte ceva despre experiența mea din edițiile anterioare și cine știe, poate voi ajuta în felul ăsta pe cineva care va dori să citească toate aceste întâmplări prin care am trecut. Și mă rog, mă bazez foarte mult pe spiritul meu de observație pentru că am observat foarte multe lucruri în edițiile anterioare și încă stau și le rumeg dacă să le spun sau nu. Ba sigur, da, orice consider că este util de cunoscut, noi considerăm că trebuie spus. Cum? De ce nu? Mi s-a spus că a fost cineva care a comentat pe blog și a spus că cum adică ce am observat eu, că
persoana în cauză participa de câteva ediții și nu găsise încă formula succesului, ca să zic așa. Dar am spus că cu puțin spirit de observație și mai ales dacă te bazezi pe faptul că unele dintre jurii sunt unii sponsor, sunt foarte vechi în competiție, asta este imposibil să nu observi un tipar și în jurizare și este imposibil. Noi spunem că... de observație. Da, este ca în alchimie. Teoretic, da. Toți știm sau intuim formula, dar nu ne iese mereu aceeași substanță. Mai rămâne problema că se schimbă juriul în parcursul ediției. Da. Și da. În fiecare ediție avem și sponsori noi, implicit jurii noi, așa da. Că trebuie să... Este cel mai greu. Când apar sponsorii noi și nu știi ce vor sau cum tratează problema, atunci este cel mai greu. Da. Tu, Crina, ai deja mai multe participări la Activ, așadar o serie de sfaturi inspirate din experiența ta sunt sigură că ar fi foarte, foarte binevenite. Mai exact, ai avut 3 participări, zic bine? 3 participări, da, chiar una a patra incompletă, da. A patra incompletă, așa, să zicem 3 participări jumătate, dacă nu chiar 4. Cam așa, da. Da. Crina, dacă privești un pic retrospectiv, care consider că este cel mai mare avantaj în a participa la Superblog și, ca să privim și de la polul opus, cel mai mare dezavantaj? Avantajul a fost, am spus, din punct de vedere tehnic al modului cum scriu, avantajul a fost că am învățat să scriu repede pe teme date, repede și bine, că normal că asta era silința, să pot să scrii și bine. Cum să spun, am învățat foarte mult în legat de modul cum structurez articolele și am rămas cu apucăturile, ca să zic așa, cu apucăturile din competițiile Superblog. Le-am păstrat, pentru că mi-am creat niște obiceiuri bune în modul cum scriu. Și asta le-am păstrat. Cât despre restul, despre atmosferă, despre blogurile pe care le-am descoperit, despre oameni, cum să spun, asta a fost așa chiar neașteptată și extraordinară descoperirea asta. De bloguri noi și de oameni talentați. Într-un fel a schimbat toată direcția blogului până la urmă, participarea în competițiile astea. Am adoptat multe lucruri din noi și în articole și în modul cum privesc scrisul, foarte multe. Chestia asta, deși care participă pentru prima oară, chiar după prima ediție își vor da seama, vor descoperi la rândul lor singur toate chestiile astea. Spuneai că acum poți scrie mult mai repede decât înainte. Ce înseamnă mai repede? Cât durează un articol? Stăteam pe un articol, nu știu, îl priveam, îl dibileam, nu-mi plăceau, îmi ieșeau greu frazele, nu-mi plăceau, le rearanjam, pierdeam destul de mult timp. Acum, nu știu, îmi ies mult mai repede cuvintele, îmi structurez altfel, paragrafele, ideile, văd de la început ce trebuie să scriu, deci a fost o abilitate care s-a perfecționat odată cu Superblogul. Bineînțeles, cel mai mult în edițiile de toamnă, unde, mă rog, pe parcursul a 2 luni a trebuit să tot timpul să inventez ceva și să scot articole de nu știu câte cuvinte. Da, și antrenamentul își spune cuvântul până la urmă. Bineînțeles, este da, exact, este vorba de antrenament. Este vorba de antrenament, așa este. Iar acum, iată, sunteți antrenori și pentru noua generație de bobocei de primăvară, cum spune Daniel Botea. Apropo de ei, ce le-ai recomanda? Ce sfaturi ai pentru cei care se aliniază pentru prima dată la start? Și dacă ți amintești,
cu ce gânduri începeai tu prima participare în Superblog? La ce ar trebui să se aștepte? Sau ce ai fi vrut tu să știi atunci, înainte de a participa pentru prima dată? Ce să zic? Așa cum am spus eu la un moment dat, cred că la gală, la Superblog, că prima oară am privit competiția ca pe un concurs simplu de advertoriale, pentru că tot participasem în campanii de genul ăsta și, mă rog, scriam advertoriale și, în sfârșit, nu, deci partea cu creativitatea, cum să spun, nu o priveam prea serios. A trecut prima ediție, la a doua mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva, dar tot n-am schimbat foarte mult în chestia asta, dar ea, la a treia participare, am lăsat-o mai moale cu partea de advertoriale, cu latura de advertoriale și mi-am pus imaginația mai mult la bătaie. Ce le recomand începătorilor însă, nu știu, să fie relaxați, să citească foarte atent condițiile fiecărei probe, să nu intre în panică, la urma urmei, știți cum se zice, de ce te chinui mai tare să obții ceva, de-aia este mai îndepărtat acel lucru. Totul e să nu-ți dorești neapărat foarte tare să câștigi, să te chinui în sensul ăsta, să privești lucrurile un pic mai detașat și mai relaxat și să fii tu însuți. Și, dar cu foarte mare atenție față de cerințele fiecărei probe. În rest, nu știu, exact cum spuneai, dacă ar exista o formulă a succesului, așa, o formulă secretă, na, probabil, matematică pusă în cifre, știu eu, ar fi mai simplu, dar aici totul este, ține de prea mulți factori, așa că fiecare trebuie să descopere cu parcurs lucrurile astea. Așadar, să nu ți-l dorești foarte tare locul întâi, dar în același timp să faci cam tot ce este posibil pentru a-l obține. Da, cam așa. E, știu, sună, se bat cap în cap și trebuie să menții un echilibru între cele două. Nu știu cum să spun. Da, e greu să faci o medie, dar până la urmă sunt sigură că cei care au participat cel puțin odată și au aspirat măcar la un loc în primii 10, ceea ce nu este absolut deloc ușor de atins, știu foarte bine și înțeleg ceea ce vrei să transmiți. Iar până la urmă trebuie să te distrezi, eu așa zic. Deci până la urmă trebuie să te, cum să spun, nu e o slujbă, dar trebuie să te distrezi un pic. Cred că de asta zic, să te relaxezi. Cred că e mult mai bună abordarea asta decât încrâncenarea. De acord. Și eu zic la fel. Sigur că toamna, în cele două luni în care suntem toți pe metereze, fiecare de o parte și de cealaltă. Oarecare încrâncenare, da. Da, este destul de dificil să spui printre deadline-uri și note că relaxați-vă, nu vă... Da. Așadar ne relaxăm cel puțin până încep să vină deadline-uri și probe și note și, bineînțeles, asta le recomandăm și noi, să fie cât mai relaxați, să se bucure de experiență, să ne transmită și nouă și celorlalți ce experiență le rezervă participarea, pentru că am văzut o felul de trăiri, de emoții, și atunci e foarte interesant, e un experiment așa complex, cum percep. Da, până la urmă, diferit. Toată călătoria și interacțiunea asta fac farmecul Superblogului, dacă toată lumea ar sta liniștită și resemnată și așa, bineînțeles că nu ar avea niciun farmec. Exact. Da. Crina, dragă, îți mulțumim foarte tare. Pe voi, ascultători și superblogger, vă invităm să vizitați blogul nimicurfantasy.blogspot.ro. Studiați pe acolo și articolele înregistrate de Crina în participările ei anterioare la Superblog și nu numai. Aveți ce să găsiți interesant și aveți și ce să învățați. Crina, îți mulțumim că ne-ai rămas alături și sperăm că
și eu vă mulțumesc mult de tot încă o dată și mă bucură. Să știi că mă bucură este un rolul de partener. Da. Am creat așa o mică panică și tristețe în redacție atunci când am citit cu voce tare declarația ta de pe blog. Ne-am întristat toți, am zis că o să poate punem ceva la cale, încă nu ne este foarte clar ce, dar e o idee, scotocim noi ceva ca să nu vă simțiți chiar atât de retrași la pensie, ca să zic, cum ai spus. Dar să știi că și alți foști câștigători în articolele de deschidere pentru Superblog au aceeași nuanță de tristețe în voce. Da, am văzut că devine un simptom îngrijorător colectiv, așa. Mulțumim mult, Crina, și... Eu vă mulțumesc și vă urez mult succes cu ediția asta, adică sunt sigură că o să aibă succes ca de fiecare dată, că asta e clar, dar le urez succes și începătorilor și celor care s-au rodat deja pe parcurs. Surprizele pot să apară oricând, așa că relaxare, cum spuneam. Relaxare maximă. Primăvara abia începe, la fel și Superblogul. Așa este. Mulțumim tare mult și ținem în continuare aproape, baftă să avem cu toții și seară frumoasă în continuare. La revedere, bună seara! La revedere! Ei, da, așa cum spune Crina, am constatat într-adevăr în ultimul timp, parcă din ce în ce mai des, această urmă mai ușoară sau mai pronunțată de regret în articolele blogărilor parteneri. Cam toți se exprimă într-o manieră cam așa, este extraordinar să fii partener, dar parcă era mult mai frumos ca participant. Cred că până la urmă ăsta nu e un semn rău, dimpotrivă, cine știe, poate că trebuie urmărit. Până una alta, aș vrea să le spun celor care ne urmăresc deja că pot să intre și pe pagina noastră de Facebook, fie Radio Links România, fie Superblog, pot să adreseze acolo întrebări, cine știe, poate vor să îi întrebe pe câștigători una alta, așa poate au curiozități. Este. Da, cu siguranță, aceeași invitație le-am transmis-o și eu mai devreme. Am văzut printre cei înscriși în weekend, vă spuneam că nu sunt absolut deloc puțini, s-a creat așa o mică panică, aoleu, pe de-o parte începe competiția și hai, înscrieți-vă, pe de altă parte... Ce ne facem dacă nu ne înscriem la timp? E, nu vă îngrijorați, e adevărat că mâine începe competiția, mâine se lansează prima probă, dar asta nu înseamnă că se închid înscrierile, vă veți putea înscrie în continuare. Recomandarea noastră este, desigur, dacă vreți să participați la toate probele, să nu amânați foarte mult momentul pentru a nu înregistra penalizări inutil. Dar mai aveți, slavă Domnului, o săptămână întreagă să vă înscrieți până la primul deadline dacă vreți să parcurgeți toate probele fără puncte de penalizare. Același lucru pe care îl spuneam mai devreme, Crina, îl regăsim de foarte multe ori și în discursul altor blogger parteneri. De exemplu, același lucru îl spunea Daniel Botea, câștigătorul locului întâi în ediția de anul trecut, Spring Superblog. Partea asta cu... eu nu mi-am dorit să câștig, de fapt. Și... Da, și îmi pare rău că am câștigat. Același lucru spunea și el, că de fapt nu trebuie să-ți dorești să câștigi ca să ajungi la acest rezultat. Iată că avem două astfel de percepții, de păreri, nu, de la doi câștigători care de fapt nu și-au dorit să câștige locul întâi, pentru că ar fi vrut să participe în continuare. Prin urmare, ați reținut esența, ca să câștigați locul întâi, în primul rând trebuie să nu vă doriți, dar să faceți tot posibilul pentru a ajunge acolo. În scurt timp vom intra în legătură directă și cu Daniel Botea, rămâneți aproape. Între timp vă spun că îl puteți citi pe blogul lui Natural ca aloe vera, adică la adresa danielbotea.blogspot.ro. Și în foarte scurt timp îl veți auzi și pe el în legătură directă prin telefon. Până atunci, luăm o scurtă pauză.
tehnologia, ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea, nouă celor de la Dial Telecom, ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Când vrei să schimbi ceva din temelie, începi de la o foaie de hârtie și un creion cu care, cu ardoare, așterni un mare semn de întrebare. Ce nu e bine, ce nu merge, ce se strică? E importantă întrebarea cât de mică. Și pentru că problema în loc te ține, mai faci un pas și scrii cum ar fi bine și pentru cei din jur și pentru cei ca tine. Iar dacă vrei să ai deplin succes, vezi cine are același interes, investitori sau oamenii din stații, mămici sau pensionari, organizații. Când i-ai găsit pe cei interesați, te preocupi să fie informați. Le spui ce vrei să faci. Nu e un secret. Cred, împarți pliante, scrii pe internet, cer sprijin, cer opinii, cer idei și spargi bariera între tu și ei. Cum să faci treaba, afli mai ușor dacă primești un pic de ajutor. Și pentru ca să fie treaba cât mai bună, spui tuturor și altora să spună. Apoi, mai faci un pas folositor. Devii la rândul tău ascultător. Când oamenii îți vorbesc, notează tot. Cu ce rămâneți, stabiliți prin vot. Iar dacă lucrul nu-i făcut în pripă, de la un grup veți deveni echipă. Dacă ți-atrage atenția poezia, află mai mult pe site-ul ProDemocrația. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Și am revenit, așa cum vă promiteam, cu un interviu prin telefon și cu Daniel Botea, câștigătorul locului întâi în Spring Superblog 2015, cu blogul lui natural ca aloe vera, danielbotea.blogspot.ro. Bună seara, Daniel, ne auzi? Da, salut, vă aud. Salutare, salutare. Cum e pe la Craiova? Ce vânt mai bate prin blogosferă? Mă întorc bune pe Craiova, vreme frumoasă de primăvară, da. În blogosfera așteptăm să ne facem asociația bloggerilor și cam atât. Nu ne lăudăm până când nu e gata. Foarte bine, păi așteptăm vești blogoltenești de pe la voi. Până atunci, dacă ne-ai urmărit și până acum, poate ai auzit-o pe Crina, cum spunea, cam același lucru pe care ni l-ai zis și tu, și anume că nu și-a dorit să câștige și iată că s-a întâmplat. Și prima regulă ca să câștigi, de fapt, e să nu-ți dorești. Cum e treaba asta? Da, să nu fii foarte încrâncenat când scrii. Nu știu, înseamnă că și la ea și la mine a fost același lucru. Din păcate n-am văzut emisiunea până acum, n-am reușit să mă conectez, dar... Ți-am făcut eu rezumatul, adineauri. Da, la mine chiar așa a fost. Deci, în ediția de primăvară chiar n-am avut obiective. De obicei, acum eu corectez niște articole mai vechi și am văzut obiectivele din 2012, de la prima participare. Și propusesem atunci să fiu finalist fără penalizări, să iau 100 de puncte cel puțin la o probă și mai era ceva pe acolo. Acum am considerat că e ediție de primăvară, așa mai de fete, și chiar n-am avut niciun obiectiv. Foarte relaxat am fost și probabil că de acolo mi s-a tras. Te-a ferit pântea nimerit, vorba clasică. Este a doua ediție în care participi în calitate de partener. Cum e așa, din galerie, să zicem? Mult mai greu mi se pare mie, adică îi văd pe toți, abia așteptăm să înceapă, așa, și eu chiar vorbeam cu Pinky că noi abia așteptăm să se termine ca să ajungem la gală. Deci este mai greu din galerie decât să ai 3 deadline-uri pe săptămână, să aștepți probe, să aștepți note. Da, deja ne obișnuisem cu probe, cu deadline-uri, cu note, cu statul pe margine, eu încă nu m-am obișnuit. Da, e mai greu la partea asta. De fapt, recunoaștem că uneori parcă ne vine și nouă să participăm celor din echipa organizatoare, dar n-avem voie nici prin regulament. Deci nimic, nici măcar rudele noastre, că ne tot aud că muncim cu drag și spor la Superblog, nimic, nu e voie.
Asta pentru... e respecta regulamentul ce facem. Sigur că da, sigur că da. Am văzut pe blogul tău, Daniel, și noi și o parte din noi înscriși, un ghid așa de participare, în care le explici tu cum stă treaba cu F5-uiala. Da, am zis să fie 5 sfaturi de la F5, așa erau mai mulți, da. Să fie ceva finit totuși. Așa, ne propunea un pic mai devreme Vavali să facem poate un mini dicționar cu termenii ăștia super blogărești, ca să înțeleagă și noi veniți, vieții de ei, la ce ne referim noi. Unii poate sunt copleșiți de atâtea noutăți. Hai să le facem un scurt rezumat, așa, cu ce consideri tu cel mai important să cunoască, eventual ce ți-ar fi... ce ți-ai fi dorit tu să știi înainte de a participa prima dată la Superblog? Ce mi-aș fi dorit eu să știu, cât e de greu mi-aș fi dorit să știu la prima participare, că eu am participat la ediția de toamnă și nu-mi închipuiam că o să fie așa de lungă. Dar nu, ca să zic, uite, vorbeam cu Ștefăniță de la Zigzag pe România, ne-am întâlnit cu ei în Craiova la Superblog și acum a zis că se înscrie, de fapt a și înscris. Da. Și m-a întrebat ce ar trebui să știe. Și așa, ca să-i fac un rezumat, am zis în felul următor. Între probei și deadline sunt 7 zile. Dar între prima zi și a 7-a zi mai apar încă 2 sau 3 probe. Depinde la câte zile apare proba, la 2 sau la 3 zile. La 2 păstrăm, marți, joi, sâmbătă în ediția aceasta. Ok. Și dacă nu te apuci de prima probă, ți se duce gândul la a 2-a sau la 3-a, ți se par mereu mai interesante acelea. Și trebuie în 2 zile sau 3 zile cât ai între probe, ar trebui să deja să creionezi prima probă. Iar notele vin, după ce s-a terminat deadline-ul, are și juriu o săptămână. Deci primele note vin după 14 zile, adică la jumătatea competiției și pe urmă vin una după alta, așa că nu-ți mai revii. Când s-a terminat cu notele, s-a terminat și competiția. Eu cred că asta ar trebui să înțeleagă, că trebuie să se focuseze pe fiecare probă. Cel puțin o zi, 2 sau 3, dacă sunt 3 zile, dacă sunt 2 zile, 2 zile să se focuseze foarte bine pe o probă. Și le-am mai zis să nu pună proba, chiar dacă au scris articolul, să lase în draft până în ultima zi, că poate le mai vine o idee, poate mai recorectează, poate mai reformulează. Poate mai deci... ne ascultă pe aici la Radio Links și schimbă totul ca coadă. Și mai, da, mai aud un sponsor care detaliază cerințele, le-am zis, nu se pot detalia cerințele la nesfârșit în cerințele probei pe site, fiindcă ar deveni foarte lung, ar deveni un roman acolo. Dar dacă știi ce să întrebi la emisiune sau dacă tu întrebi sponsorul și detaliază, atunci ai niște informații care într-adevăr pot să schimbe viziunea asupra articolului și ai timp să-l mai refaci, dacă nu l-ai publicat deja. Dacă l-ai publicat, s-a cam terminat. Da. Deci asta a fost sfatul pe care l-am dat eu celor de la Zigzag. De reținut, nu? Și pentru ceilalți participanți, oricum găsiți ghidul acesta al lui Daniel prezentat pe larg, în cei 5 pași, cum a spus el. Da, eu am zis să fie 5 pași, așa, ca să nu fie mai mult. Așa. Da. Mai găseai vreo 30 până la urmă. Da, așa, câte unul pentru fiecare zi de spring. Bun. Daniel, dacă ai privi în viitor, ce ai vrea să vezi în Superblog? Asta știu. Știi? Da, ia spune. Am zis eu înainte de straja, cred că o gală pe 3 zile și 3 nopți. Bun. Păi trebuie să ne luăm concediu toți deodată. Exact. Să știm o treabă. Da, la competiție nu, vezi că, exact ce am zis, noi ne gândim mai mult să se termine cei care stăm pe margine, că e grea așteptarea asta, dar la competiție eu zic că s-a îmbunătățit pe parcurs, de s-au stabilizat niște chestii cu contestațiile, cu deadline-urile, cu numărul de zile între probe, cred că acolo nu mai e nicio problemă. Am văzut că se afișează acum și notele sau observațiile juriului. Aici s-ar putea să mai fie de îmbunătățit, în sensul ca juriul să explice mai mult de ce a dat anumite note, dacă se poate.
Da. Deci eu zisesem mai de mult că atunci când se afișează notele, dacă juriul ar avea o rubrică de observații, când dă tabelul cu note, să spună la fiecare mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut aia, ar înțelege fiecare ce a fost apreciat și ce a greșit. Și atunci cred că ar fi și mai puține contestații și ar înțelege mai bine dorintele sponsorilor. Corect. Dar bineînțeles, asta depinde de sponsor, dacă și ei au timp să facă lucrul ăsta, fiindcă știm că este un job în afara jobului. Corectura și cititul atâtor articole. Da, cam așa. Oricum, în momentul în care anunțăm juriu că are la dispoziție 7 zile să jurizeze, se instalează așa un mic moment de panică. Mai ales atunci când sunt, 150, 60, 200, cum am mai avut câteodată. 200, cum a fost la Toyota, da. Exact. Am mai bătut și un record de genul ăsta. Și, într-adevăr, jobul respectiv de multe ori se face în afara jobului, desigur, ori în weekend, ori noaptea, ori în funcție de cum reușește fiecare, dar bineînțeles și noi ne-am dorit să fie posibil un astfel de sistem în care să se ofere participanților un feedback mai complex. Poate da, de aia dacă e posibil. Nu știu dacă întotdeauna e posibil. Dacă au o echipă mai mare care corectează, ar fi posibil. Dacă e o singură persoană sau două, atunci e foarte greu. Da, sigur că observațiile care vin în contestații de multe ori se referă tocmai la acest aspect, că dacă sunt mai mulți în aceeași echipă, cum se împarte munca? Se face media sau își sumă fiecare o parte dintre lucrări? Da. Eu nu mă referam la note, nu mă referam să spună de ce au dat nota. Mă referam să existe o explicație, de exemplu, pentru o notă foarte mare, să zic că mi-a plăcut foarte mult cum ai văzut tu, eu știu, acea problemă. Iar la o notă mică să-i spună, uite, mă așteptam să scrii despre și tu ai scris pe lângă sau ai scris despre altceva. Pe mine, eu știu că n-am făcut foarte multe contestații atunci când am câștigat, chiar n-am făcut nicio contestație. Ideea e alta. Poate câștigai mai mult decât locul întâi dacă făceai contestații. Ideea este că atunci când am făcut contestație, am făcut o dată contestație la Toyota și din răspuns mi-am dat seama ce am greșit și m-a ajutat și la alte probe. La proba respectivă n-aveam ce să mai fac, nu s-a modificat nota. Dar răspunsul a fost de așa manieră încât m-a ajutat să înțeleg ceea ce greșeam. Și mai știi ceea ce greșeai? Da, mi-a zis că am lălăit prea mult povestea, adică nu te pierdai pe parcurs, nu ți reținea atenția de la început până la sfârșit. Deci ar fi plăcut juriului ceva mai concis? Mai concis sau, cum să zic, mai interesant scris. Mai captivant. Da, captivant. Păi, la cele 200 de articole, la o probă, cred că simțea nevoia. Da, exact. Și eu am ținut minte și m-a ajutat la alte probe și la alte ediții. Dar acolo a fost un feedback foarte specific și constructiv. Da, iată un caz în care s-a oferit și feedback constructiv și a fost și de folos pe mai departe, foarte bine. Pentru cei care nu știu, Daniel ne-a rezervat așa de-a lungul timpului și o pleiadă de articole delicioase la propriu, până când a câștigat marele premiu de LACO, adică greutatea lui în brânză. Nu au fost chiar rare ocaziile în care la ore târzii stăteam și salivam citind pe blogul lui despre minunățile pe care le pregătea cu tot soiul de brânzeturi pe blogul și ni le prezenta pe blogul lui. Așa că ai rămas, bineînțeles, de poveste și ai rămas și o sursă de inspirație pentru ceilalți superblogări implicați în Delaco, după care a venit Maria Agurița, alias primărița de la Cremoșan și așa mai departe, Alexandra Enache cu Văcuța. Da, am predat ștafeta. Ai predat ștafeta, desigur. Daniel, ne bucurăm că ai rămas și tu alături de competiție ca mentor, / antrenor, / partener sau ce mai vrei tu. Partener și în afara competiției. Partener și în afara competiției, da, am văzut că ești un adevărat nucleu de energie acolo în Craiova și nu numai, ai ecualizat foarte mulți blogări
Da, să știi că este o gașcă mare ediția asta. Și mai mare. Da. Vreți să bateți un nou record. Da. Păi ne bucurăm și abia așteptăm să-i cunoaștem și pe cei noi în primăvară, când vom încheia competiția. Până atunci îi îndrumăm pe participanții acestei ediții, mai ales pe cei care ne sunt alături pentru prima dată, să citească și ei tot felul de sfaturi, recomandări, articolele cu care ai participat în edițiile anterioare pe blogul tău danielbota.blogspot.ro și, bineînțeles, ne auzim în reprizele de F5-uială pe grupul... pe grupul Superblog de pe Facebook. Da, și să nu pună la suflet notele, asta e cea mai importantă. Să nu pună la suflet notele, bineînțeles. Da. Regulile competiției, asta e. Ne mai împiedicăm poate pe parcurs și noi, și noi și juriu și participanții, dar ne ridicăm cu forțe noi și mergem mai departe. Asta ar fi ideea. Mulțumim tare mult, Daniel. Seară bună în continuare și ținem aproape. Mulțumesc și eu, spor. Să fie, să avem toți. Așa cum vă ziceam, mâine se lansează prima probă a competiției. Nu știu dacă la noapte veți visa ce urmează să vă propunem, dar pentru că este prima seară fără probă, fără deadline, fără notă, zic să vă bucurați de ea. Și, bineînțeles, ne auzim mâine cu detaliile celei din tâi probe, să începem în forță, cu adrenalină, cu inspirație și cu creativitate, așa cum vă dorim și vouă să vă fie întreaga primăvară. Și nu uitați, dacă n-ați făcut-o încă, bineînțeles, vă puteți înscrie în continuare, fără panică, până la sfârșitul competiției sau cât de curând vreți voi. Acestea fiind zise, vă urez seară bună, ne reauzim luna viitoare și mulțumesc, Loredana! Mulțumesc și eu și mult succes superblogărilor, să aibă câștig în competiția cu ei înșiși până la urmă. Așa este. În primul rând este o competiție cu ei înșiși. Chiar dacă vor avea descris despre o gamă foarte, foarte largă de domenii, știu și eu, de la amenajări interioare, aparate electrocasnice, minunății cosmetice, da, și tot felul de lucrușoare, bineînțeles, flori, că doar suntem primăvară, sunt foarte, foarte multe probe interesante ediția aceasta. Și abia așteptăm să vedem cum le abordați voi, ce articole creative mai scrieți și ce ne rezervă tuturor această primăvară. Atunci, pe curând și mult succes! Seară bună tuturor! O seară minunată!